Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara va depune proiectul Servicii inovative pentru prevenirea separării copiilor de familie în Timișoara pentru obținerea de fonduri nerambursabile. Prin acest proiect, 266 de copii și familiile din care aceștia fac parte vor beneficia de servicii sociale de tip centru de zi și centru de zi pentru copii cu dizabilități, dar și de un model de intervenție inovator de acordare a unor servicii de sprijin prin personal specializat, consiliere psihologică, suport emoțional pentru copil și familie, asistență medicală, suport pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, socializare și petrecerea timpului liber, reintegrare familială și comunitară, inclusiv sprijin pentru integrarea în educație sau evitarea riscului de abandon școlar, sprijin financiar. Pentru fiecare din acești copii, specialiștii din cadrul DAS vor realiza o evaluare inițială a copilului și a familiei cu scopul de a identifica riscul de separare de familie, motivele individualizate la nivelul familiei care pot determina separarea copilului de familie, măsurile de sprijin necesare pentru menținerea în familie a copilului aflat în risc de separare, măsurile de sprijin necesare pentru menținerea în familie a copilului aflat în risc de separare, măsurile de sprijin ce pot conduce la reintegrarea copilului în familie. Pentru fiecare copil se va elabora un plan de servicii sau, după caz, serviciile vor fi incluse în planul individualizat de măsuri care facilitează reintegrarea copilului în familie. Valoarea totală a proiectului este de aproape 9.952.000 de lei. Consiliul Local a aprobat bugetul de peste 7.400.000 de lei necesar de DAS, în calitate de lider de proiect, din care peste 6 milioane reprezintă valoarea finanțării nerambursabile, diferența fiind acoperită de la bugetul de stat și bugetul local, precum și din bugetul partenerilor. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș. Finanțarea va fi solicitată prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Durata proiectului va fi de 36 de luni, perioada estimată de implementare ianuarie 2025-decembrie 2027. De asemenea, DAS este partener în derularea proiectului Acasă în Comunitate, un program pilot de prevenire a separării și reintegrare pentru copii și familii vulnerabile din județ, alături de Fundația de Abilitare Speranța și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Vor beneficia de sprijin 252 de copii și familiile de proveniență pentru a preveni riscul de separare de familie, dar și alți 14 copii pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială în vederea reintegrării în familie. Bugetul alocat pentru Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara este de 1.852.418 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de peste 1.570.000 de lei, diferența fiind acoperită de sume din bugetul de stat și cel local. Prin aceste proiecte, Primăria municipiului Timișoara își asumă un rol activ în acordarea de sprijin și protecție copiilor și familiilor vulnerabile din comunitate, asigurând astfel un viitor mai bun pentru toți locuitorii orașului, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara. Ziua imnului național al României a fost marcată la Timișoara cu ceremonie militară și religioasă. Ziua a început cu întâmpinarea oficialităților, prezentarea onorului și salutarea drapelului de luptă. Oficialitățile locale și județene au vorbit despre simbolistica versurilor imnului național al României. Nu este doar un simplu imn, este o chemare la acțiune, la trezire și solidaritate. Versurile sale, scrise de Andrei Mureșanu și muzica lui Anton Pan, au răsunat în inimile românilor în momente de cotitură în istoria noastră. A fost cântat pe câmpurile de luptă, la revoluții, la proclamarea independenței și în multe alte momente ale neamului nostru. Doresc să subliniez importanța solidarității și a unității. Suntem o națiune puternică atunci când suntem uniți și când respectăm valorile și simbolurile care ne definesc. Să cântăm împreună cu mândrie imnul nostru național și să ne angajăm să construim un viitor mai bun pentru toți românii. Pentru militari, imnul național este un bic. În activitatea de zi cu zi, la ceremonii, în poligoane, în misiuni și în teatrele de operații, acesta călăuzește simbolic, amintindu-ne de datoria sfântă asumată în momentul depunerii jurământului. La mulți ani imnului național, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor. După intonarea imnului național al României, a urmat defilarea detașamentului de onoare. 18. Cercetare supraveghere Decebal. Jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Timiș. Funcționar public cu statut special din cadrul Penitenciarului Timișoara.
militar din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Timiș. Polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara. Polițiști locali din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale din municipiul Timișoara. Doamnelor și domnilor, vă prezint onorul muzica militară a Brigăzii 18, cercetare supraveghere Decebal. Ziua Imnului Național al României a fost instituită în anul 1998 și se sărbătorește anual la data de 29 iulie. Polițiștii locali au dat 50 de amenzi doar în weekend pentru consumul de alcool pe domeniul public, gălăgie și aruncarea pe jos de chiștoace și coș de semințe. Temperaturile ridicate de afară determină unele persoane să iasă afară la ore târzii, în special în weekenduri, să stea în parcuri, în zonele centrale sau în cartiere, în zonele de blocuri, în fața imobilelor de locuit, ori în fața magazinelor. Prezența unor astfel de persoane asociată cu consumul de alcool, cu consumul de semințe, uneori cu muzică dată tare sau doar gălăgia făcută prin țipete și larmă, sunt factori deranjanți pentru ceilalți cetățeni care reclamă astfel de situații în număr mare. Spre exemplu, doar în luna aceasta, 35 de timișoreni au reclamat faptul că grupuri de persoane tulbură liniștea publică pe timp de noapte în zone precum Circumvalațiunii, Calea Aradului, Daliei, Intrarea Castanilor, Teatrului, Calea Martirilor, Intrarea Doinei, Gara de Nord, dar și în zona centrală și în parcuri precum Stadion, Steaua, Poporului, Catedralei, Cugir, Dacia, Uzinei, Constructorilor sau Clăbucet. Numai în acest weekend, polițiștii locali aflați în patrulare au aplicat un număr de 50 de sancțiuni contravenționale pentru consum de alcool pe domeniul public, aruncarea pe jos de chiștoace de țigări, ambalaje, dar și coș de semințe. Spre exemplu, un bărbat de 35 de ani a fost amendat cu 500 de lei pentru că împreună cu alte persoane a consumat semințe în parcul Clăbucet și a aruncat pe jos cojile acestora. Pe lângă sancțiunile pentru consum de alcool, gălăgie și aruncarea pe jos de rest, două persoane au fost depistate circulând cu căruțele pe strada Constantin Notara, deși nu aveau aviz de liberă circulație, fiind sancționate cu 1485 de lei. Pentru a veni în sprijinul populației, în paralel cu acțiunile de depistare și sancționare a celor care încalcă legislația privind ordinea și liniștea publică, polițiștii locali au desfășurat și activități de prevenire și informare a cetățenilor aflați pe malurile canalului Bega și în parcurile din proximitate, cărora li s-au distribuit materiale informative cu privire la sustragerea bunurilor din buzunare și poșete și abandonul de deșeuri pe domeniul public. În timpul patrulării au fost constatate nereguli în ceea ce privește degradarea și lipsa mobilierului urban, precum și cantități de deșeuri abandonate în zona de promenadă și au fost identificate și persoane din categoria celor fără adăpost, care au fost predate serviciilor sociale, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara. Se mută temporar sediul în care timișenii care au permisele de conducere reținute vor da testul pentru reducerea perioadei de reținere a acestuia. În contextul renovării clădirii IPJ Timiș, începând cu data de 1 august 2024, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se va susține la sediul secției 5 Poliție Timișoara, de pe calea Aradului numărul 56.
Solicitanții se vor prezenta în zilele de luni sau joi în intervalul orar 9-10:30 în vederea programării, având asupra lor în mod obligatoriu actul de identitate sau pașaportul în cazul cetățenilor străini și dovada de reținere a permisului de conducere în original aflată în perioada de suspendare. În cazul pierderii dovezii înlocuitoare a permisului, aceștia se pot prezenta cu o declarație pe proprie răspundere eliberată de un notar public, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Meteorologia anunță zile călduroase pentru ultimele săptămâni de vară. Temperaturile vor fi peste medie, iar ploile puține în următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 5-12 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sudice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile montane. Săptămâna 12-19 august, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Săptămâna 19-26 august, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în zonele montane și local în restul teritoriului. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu anunță că un nou proiect important pentru Timișoara este mai aproape de realizare. CNAIR a desemnat câștigătorul licitației pentru construcția variantei ocolitoare Timișoara Vest în lungime de 13,9 km. Acest nou drum național va avea 4 benzi, câte 2 pe sens, iar pe traseul lui vor fi construite inclusiv 4 noduri rutiere, 2 pasaje și un pod. Construcția variantei ocolitoare Timișoara Vest are o valoare de 1,41 miliarde de lei, o durată de maximum 30 de luni, dintre care 6 luni proiectare și 24 de luni execuție și va asigura legătura între actuala centură a municipiului și varianta de ocolire Timișoara Sud, care urmează să fie finalizată la sfârșitul lunii august 2024. Contractul este finanțat prin programul Transport 2021-2027 și va putea fi semnat cu antreprenorul turc în termen de 10 zile, dacă nu vor exista contestații. Aur a protestat în fața sediului Autorității de Supraveghere Financiară față de tarifarea discriminatorie a polițelor RCA pentru șoferii din București și din județul Ilfov. Deputații Aur, Gianina Șerban și Antonio Androșceac au mers la sediul ASF pentru a discuta cu conducerea instituției despre acest subiect, iar după o întâlnire a fost agreată ideea organizării unei dezbateri publice pe această temă. Reprezentanții Aur au dorit să tragă un semnal de alarmă față de măsurile discriminatorii care se pregătesc față de șoferii din București și Ilfov, care vor fi nevoiți să plătească polițe de asigurare RCA cu până la 73% mai mari față de șoferii din alte zone ale țării. Avem promisiunea domnului președinte că va exista o dezbatere publică și vom avea întâlniri viitoare pe acest subiect. Eu cred că acesta poate fi un proiect pilot și să urmeze Timișoara, Cluj, Arad, pentru că vedem că începe cu o zonă și poate se extinde în toată țara, în orașele aglomerate și apoi în orașele mici și comune. Această plafonare este până în septembrie. O să vedem în septembrie ce se întâmplă. Cred cu tărie că această măsură este discriminatorie, a declarat Gianina Șerban după întâlnirea cu conducerea ASF. Antonio Androșceac, deputat AUR și membru în Comisia pentru Buget din Camera Deputaților, a avut și câteva întrebări de natură tehnică. Deputatul AUR a precizat că în cadrul discuțiilor s-a cam agreat ideea că se creează o poziție dominantă de piață și o cartelizare din cauza lipsei pentru competitor român pe această piață a asigurărilor RCA. Pe centura Timișoara Nord s-a reluat astăzi, 30 iulie, montarea de parapet de beton de tip New Jersey pe zona mediană a drumului. Se va circula îngreunat în apropiere de sensul giratoriu al centurii drumul național 69 Timișoara-Arad, iar apoi lucrările continuă pe sectorul dintre Dumbrăvița și nodul rutier drumul național 6 Ghiroda. Reamintim că în primăvară au fost montate prefabricate similare pe zona mediană a centurii Timișoara Nord, dinspre Dumbrăvița spre drumul național 69. Prin proiectul de așternere a covorului asfaltic realizat în vara anului 2023 s-a aplicat marcajul linie dublă continuă pe șoseaua de centură, fiind prevăzut spațiu pentru amplasarea ulterioară a parapetului de beton. Decizia de amplasare a parapetului a fost luată de comun acord cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș încă din anii trecuți, pentru a obliga conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră și astfel să fie eliminate punctele periculoase unde au fost până acum accidente rutiere și unde există în continuare are riscuri mari de producere a accidentelor, transmit reprezentanții DRDP Timiș.
Primarul Dominic Friț a semnat autorizația de construire pentru viitoarea creșe de pe strada Învățătorului, numărul 2 din Timișoara. Locația situată în zona Bucovina va oferi locuri pentru 70 de copii. Terenul cu o suprafață utilă de 1500 de metri pătrați are spațiu suficient pentru un teren multifuncțional amenajat cu locuri de joacă, alei pietonale și spații verzi și o parcare de 11 locuri. Clădirea va fi realizată pe parter și va fi structurată în trei zone funcționale: administrativă, unde va fi și zona de acces, cea destinată copiilor și spațiul pentru servicii tehnice și gospodărești. Finanțarea proiectului, în valoare de peste 16 milioane de lei, este asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar implementarea de către Compania Națională de Investiții. Primăria Municipiului Timișoara va asigura realizarea lucrărilor de branșare și viabilizarea terenului. Durata execuției este de 36 de luni de la emiterea ordinului de începere. Primăria Municipiului Timișoara continuă procesul de dezvoltare a infrastructurii educaționale din Timișoara, investind 20% din bugetul de dezvoltare în educație. Creșa de pe Bogdăneștilor este aproape finalizată, iar în Ciarda și în Lipovei sunt în lucru încă două creșe. Necesitatea unităților de învățământ antepreșcolar este tot mai mare în Timișoara, cu atât mai mult cu cât majoritatea părinților cu copii sub 3 ani sunt nevoiți să apeleze la grădinițe private pentru educația copiilor. Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin PNRR. Reprezentanții STPT au oferit o serie de recomandări pentru o călătorie mai plăcută pentru toți cu mijloacele de transport în comun. Păstrați un ton scăzut în conversațiile telefonice sau cu persoanele care vă însoțesc. Respectați intimitatea celorlalți pasageri și evitați vorbitul tare la telefon. Folosiți căști, ascultați muzica sau alte materiale audio la un volum moderat, folosind căștile. Oferiți locul. Dacă observați persoane în vârstă, femei gravide sau persoane cu dizabilități, vă rugăm să le oferiți locul. Nu ocupați locurile special destinate acestora. Păstrați curățenia. Resturile se aruncă în coșurile de gunoi din stațiile STPT sau se păstrează până la cel mai apropiat coș. Evitați să consumați alimente sau băuturi de orice fel în mijloacele de transport. Respectați spațiul celorlalți. Evitați să blocați locurile pe scaune, culoare și uși, cu bagajele sau cu alte obiecte personale. Urcarea și coborârea din mijloacele de transport. Lăsați pasagerii să coboare înainte de a urca în mijlocul de transport. Este interzis să fumați, să consumați alcool sau să comiteți acte de vandalism în mijloacele de transport. Animale de companie. Transportați animalele de companie doar în condițiile permise de regulamentele în vigoare și asigurați-vă că acestea nu îi deranjează pe ceilalți călători. Urgențe. În caz de urgență, păstrați-vă calmul și urmați instrucțiunile personalului de bord. Respectarea acestor reguli simple ne ajută să menținem un mediu plăcut și sigur pentru toată lumea. Transmit reprezentanții STPT. 13.000 de oi vor fi sacrificate la o fermă din Timiș după ce a fost confirmată prezența unui focar de pesta micilor rumegătoare. În data de 26 iulie 2024 a fost confirmat focarul de pesta micilor rumegătoare într-o exploatație comercială din localitatea Clopodia, comuna Jamu Mare, județul Timiș. În urma acestui eveniment a fost convocat Comitetul Local de Combatere al Bolilor Timiș pentru a dispune măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii bolii. Au fost stabilite două zone de protecție și supraveghere de 3 și 10 km în jurul focarului, unde instituțiile abilitate cu atribuții în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislația sanitar-veterinară. Totodată, în urma hotărârii adoptate de CLCB Timiș, s-a aprobat uciderea imediată sub control oficial a unui număr de aproximativ 13.000 de capete de ovine și neutralizarea prin îngropare a materiilor de risc din cadrul focarului. În cursul zilei de 30 iulie 2024 a fost convocată ședința cu membrii CLCB Timiș pentru actualizarea și aprobarea planului de măsuri cu extinderea zonei de supraveghere de la 3 km 10 km la 3 km 25 km. Pentru protejarea perimetrului contaminat în vederea evitării răspândirii virusului pestei micilor rumegătoare, rămâne stabilită zona de protecție 0,3 km și extinderea zonei de supraveghere de la 3 km la 10 km la 3 km la 25 de km din jurul focarului de pesta micilor rumegătoare din localitatea Clopodia, după cum urmează: zona de protecție 0,3 km, Clopodia și Jamu Mare; zona de supraveghere 3,25 de km, Ferendia, Lățunaș, German, Percosova, Butin, Semlacu Mic, Moravița, Stamăra Germană, Dejan, Gaiu Mic, Rovinița Mică, Breștea, Denta, Rovinița Mare, Semlacu Mare, Deta, Sân George, Berecuța, Opătița, Birda, Gătaia, Sculia, din județul Timiș. Facem precizarea că pesta micilor rumegătoare nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având însă impact la nivel social din punct de vedere economic, transmite Mihai Ritivoiu, prefectul județului Timiș.
13 cercetători și oameni ai străzii, murdari și plini de paraziți, au fost duși de polițiștii locali la centrul social, unde au fost igienizați. Polițiștii locali au continuat în ultima perioadă acțiunile pentru combaterea fenomenului cercetoriei prin verificări zilnice, răspânzând sesizărilor de la cetățeni, dar luând măsuri și ca urmare a patrulărilor efectuate și constatărilor din teren. Prezența în stradă a acestor persoane provoacă disconfort atât prin faptul că uneori sunt agasante, ajungând chiar până la violență, dar sunt și cazuri în care persoanele fără adăpost sunt deranjante, deoarece reprezintă adevărate focare de infecție, uneori circulă cu mijloacele de transport, fiind foarte murdari și chiar infestați cu diversi paraziți. Cum legislația este ambiguă, singurele pârghii fiind aplicarea de amenzi pe care nu le plătesc, polițiștii locali îi strâng de pe străzi și îi predau serviciilor sociale. Această activitate realizată în mod repetat îi poate determina să nu mai stea pe străzi și să accepte ajutorul oferit de la centrul social Sfântul Francisc de pe strada Telegrafului, unde sunt predați în marea lor majoritate, cu atât mai mult cu cât aici li se oferă cazare, igienizare, masă și haine de schimb. În cursul zilei de ieri, alți 13 cercetători și oameni ai străzii au fost preluați din stradă și duși la centru, unde au fost spălați, tunși, au primit haine curate și mâncare. Scopul acestor acțiuni repetate este acela de a le arăta alternativa la a face bani prea ușor, la a se complace în mizerie. Cei care observă astfel de persoane pot sesiza dispeceratul poliției locale la numărul de telefon 0256968 sau 0256246112 pentru ca polițiștii locali să se deplaseze și să îi preia pentru a-i duce la centru. Doar cu sprijinul cetățenilor, atât în ceea ce privește semnalarea unor astfel de cazuri, cât și încetând să le mai dăm bani, pot fi reintegrați în societate, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara. Organizația AUR Timișoara a depus o jerbă de flori și a curățat mormântul doctorului Aurel Cosma, primul prefect român al județului Timiș-Torontal. Această treabă trebuia să o facă cei de la Primăria Municipiului Timișoara, doctor Aurel Cosma fiind și cetățean de onoare al Municipiului Timișoara, iar în conformitate cu regulamentul de funcționare al cimitirilor din Municipiul Timișoara, primăria trebuie să îngrijească mormintele cetățenilor de onoare. Cu această ocazie, membrii AUR au sesizat clădiri somptuoase construite în cimitirul din Calea Șagului. Mergând și pregătind acest eveniment, am constatat o chestiune extraordinară, nu pentru că nu aș fi știut, dar am luat la amănunțime ceea ce se întâmplă în cimitirul din Calea Buziașului, unde am constatat, spre surprinderea mea, că se încalcă clar legile României în acest cimitir, prin construcțiile care le-am identificat acolo. Chiar am identificat un mic cartier în cadrul acestui cimitir de cavouri, a unor clanuri, așa cum îi place domnului primar să spună, o serie de astfel de cavouri care, din punct de vedere al legislației, a trebuit să se supună legii 50, legii construcției, dar se pare că aceste construcții nu respectă legislația aflată în vigoare. Și ne mirăm, nu este vinovat 100% actualul primar, ci întreaga administrație care s-au perindat pe clădirea din Bulevardul Cedeloga numărul 1 și au permis să se întâmple așa ceva. M-a deranjat ca și cetățean să văd mormântul lui dr. Aurel Cosma neîngrijit, năpădit de buruieni și dincolo o somptozitate ieșită din comun, un monument care se întindea pe 8 parcele teoretice, în timp ce alții nu mai au locuri să își ducă somnul de veci, așa cum sunt foarte multe cazuri în care familiile sunt disperate și recurg la tot felul de artificii pentru ca să-și îngroape apropiații. Ilie Sârbu mai spune că va încerca să remedieze în Consiliul Local tot ceea ce nu se respectă din legea 50 și legea 554. Păi, n-ai pe cine să votezi. Și ce vi se pare că s-a schimbat de la Revoluție și până acum? Nimic. Mai rău. Cam nimic. Nimic. Înspre cine v-ați îndrepta? În cine mai credeți astăzi, din cei care candidează la președinție? Nimeni. Și nici nu
Nu știu cum să zic, nu. O să mergeți la vot? O să merg, dar o să anulez tot. Ziua în care ne vom alege președintele țării se apropie cu pași repezi. Majoritatea timișorenilor sunt tot mai dezamăgiți de modul în care s-a transformat țara noastră de la Revoluție și până în prezent. Unii chiar nu mai au nicio speranță. Dacă ar fi să descrieți președintele ideal, cum ar trebui să fie acesta? Ce caracteristici? Să gândească cu oamenii, în primul rând, și să gândească să facă pentru oameni exact cum e el om. Și gândește cum fac pentru mine, așa trebuie să fac și pentru restul lumii, restul României. Altfel nu văd. Dacă el nu se gândește la el, nu văd la nici restul. Trebuie să gândească exact cum gândește acasă pentru el, așa trebuie să gândească și la restul oamenilor, ca să trăiască mai bine. Există vreun om care să se apropie măcar de cerințele dumneavoastră în momentul acesta? Nu știu, dar nu cred. Te-am văzut pe toți și cam nu știu ce să cred. Nu pot. Aici nu pot să dau un răspuns, nu cred. E foarte greu. Tot încercăm, de ani de zile, de la Revoluție, tot încearcă ceva, dar sperăm odată că va veni să fie bine, gândesc. Timișorenii au mai multe puncte importante pentru ei pe care ar vrea ca noul președinte să le bifeze neapărat pentru a-i acorda votul. Noul președinte care va fi trebuie să ne mărească pensiile în primul rând. Eu am lucrat la mijlocul de transport în comun, am o pensie foarte mică și am lucrat, nu, da? Și să mai educă lumea, să că e needucată, mulți sunt needucați, mulți nu vor să muncească și asta e, cam atât. Iohannis a încercat, a avut chiar acel program, România Educată, i-a ieșit, nu i-a ieșit? A, păi nu știu dacă i-a ieșit lui Iohannis, dar mie mi-a plăcut de Iohannis, deci a fost un om la locul lui, n-am avut probleme. Și mulți l-au simpatizat. Majoritatea timișorenilor își vor copiii plecați în străinătate înapoi, vor salarii și pensii decente și să poată trăi fără grija zilei de mâine. Astăzi deschidem dispensarul comunal din Pomnatic. Este un proiect PNDL3. Un proiect care a costat în jur de 1 milion de euro. Avea toate facilitățile, avem în jur de vreo 7 sau 8 cabinete, sunt enumerate afară, nu le mai număr și eu. Avem toată aparatura necesară pentru, atât pentru locuitorii comunei Tomnatic, cât și pentru toată zona care se apropie de noi. Primăria comunei Tomnatic pune accentul pe sănătate. Edilul Vasiu Stoian a ținut ca cetățenii comunei pe care o cârmuiește să aibă parte de cele mai importante specialități chiar la ei în localitate. Centrul medical, pe lângă faptul că va trata locuitorii din Tomnatic, dar și pe cei din proximitate, dă celor care locuiesc în comună locuri de muncă în plus. Este o bucurie pentru mine astăzi să vin aici la inaugurarea Policlinicii și Centrului Medical din Tomnatic. Este un proiect pe PNRR și un exemplu de bune practici la nivelul județului nostru. O să intre într-un circuit în care o să devină un proiect pilot și la nivel guvernamental pentru care să poată să depună pentru un asemenea proiect și alte localități din țară și cred că este binevenit pentru toată această zonă pentru că va deservi atât cetățenii din Tomnatic cât și localitățile aparținătoare și din zonă, iar și din punct de vedere social, prin deschiderea acestui cabinet o să se creeze și locuri de muncă. Înțeleg că deja sunt cetățeni din Tomnatic care și-au găsit un loc de muncă aici la centrul medical. Cel mai important lucru este că 90% din consultații sunt 100% gratuite dacă pacienții vin cu trimitere de la medicul de familie. Vom începe cu specialitățile pe care le avem și în contract cu Casa de Asigurări, ceea ce înseamnă ortopedie și traumatologie, endocrinologie, psihiatrie, diabet. Astea sunt specialitățile de bază și vom încerca să facem contracte cu Casa de Asigurări, luna aceasta cred că le și finalizăm, cu radiologie digitală pentru pacienții noștri, dar și radiologie dentară, pentru că, după cum știți, avem în cadrul clinicii și cabinete de stomatologie, unde vor lucra 2 colegi de noștri medici stomatologi, ceea ce înseamnă că dacă pacienții acestora au nevoie de radiografii dentare, avem posibilitatea să facem chiar radiografii panoramice pe zona de medicină dentară. Deci și radiologie digitală pentru membrele pelvine și membrele superioare, dar și radiologie dentară.
Așadar, iată, oamenii din Tomnatic, dar și din proximitatea localității, nu mai sunt nevoiți să meargă, de exemplu, până la Timișoara pentru a-și rezolva o asemenea problemă medicală. Noi încercăm să acoperim toate serviciile medicale care le considerăm a fi necesare pacienților noștri, mai ales din zona rurală. De aceea am și adus în zona aceasta cabinete de stomatologie, medicina dentară și partea de igienă a medicinii dentare este importantă și o considerăm importantă. De aceea și insistăm pe această parte. Și pe lângă toate aceste lucruri, specialitățile pe care vi le-am spus lucrează cu casa de asigurări, ceea ce înseamnă că pacientul, dacă se prezintă cu bilet de trimitere, card de sănătate și buletin, beneficiază de investigații, de tratament și de consult în mod gratuit, toate intervențiile și toate costurile fiind suportate de casa de asigurări, ceea ce înseamnă că pacientul nu va trebui să achiziționeze sau să achite niciun serviciu de acest gen. Primele consultații vor începe la mijlocul lunii august.